În urmă cu puțin timp, Ileana Sterp și Daniela Iliescu au făcut mai multe declarații privind relația lor, susținând că nu mai sunt la fel de apropiate ca înainte. Acum, pe rețelele de socializare, Culiță Sterp a postat un videoclip cu logodnica și sora sa, din care reiese că cele două au revenit la sentimente mai bune. Iată cum au fost surprinse. După nunta Getei Sterp, Daniela Iliescu a decis să vorbească deschis despre relația pe care o are cu familia logodnicului său. Aceasta a susținut că nu este atât de apropiată de familia Sterp, însă se respectă și se apreciază reciproc. Ulterior, pe marginea subiectului, au făcut comentarii și Ileana și Culiță Sterp, dar și mama Geta, moment în care conflictul părea să fie ajuns la punctul culminant. Acum, Culiță Sterp a postat un videoclip cu sora și logodnica sa, iar cele două par destul de apropiate. Sora artistului a mărturisit, în urmă cu ceva timp, că relația cu viitoarea sa cumnată s-a răcit din cauza programului diferit și a listei de priorități a fiecăreia. De această dată, se pare că cele două și-au făcut timp să se întâlnească, moment filmat de Culiță Sterp. Ileana Sterp și Daniela Iliescu s-au împăcat. În videoclipul postat de Culiță Sterp, sora și logodnica lui sunt surprinse la aceeași masă. Cele două își țin copiii în brațe și par destul de apropiate. În aceste momente, aceștia se află în Cluj-Napoca, acolo unde se vor relaxa câteva zile. Înainte de conflictul recent, logodnica și sora artistului au fost destul de apropiate, cele două devenind mame în aceeași perioadă. Ulterior, acestea s-ar fi distanțat din cauza programului încărcat și a responsabilităților pe care le au. Și fetele se înțeleg, dar știți cum sunt fetele, nu tot timpul rezonează, dar bărbații. Înainte să fie prietenă cu mine, a fost prietenă cu sora mea, erau cele mai bune prietene. Și acum sunt prietene, dar înainte erau prietene mai bune înainte să fim noi doi împreună, a susținut Culiță Sterp. După cearta dintre Ileana Sterp și Daniela Iliescu, Iancu a ținut să facă câteva precizări pe canalul său de YouTube. Acesta a preconizat că cele două se vor împăca, susținând că nu există motive întemeiate care să le destrame prietenia. Cât despre conflictul de pe internet dintre mama sau Ileana și Daniela, nu e nimic wow. Nu au de la ce se certa, numai că așa sunt femeile. Fac din țânțar armăsar, apoi le trece, se împacă, iar se ceartă, iar se împacă. Și noi bărbații mai facem câteodată așa, doar că ele o fac mai des. Dar nu suntem certați cu familia Danielei sau cu Daniela niciunul dintre noi, ne înțelegem foarte bine. Doar că ați văzut, ca în orice familie, ca în orice casă, mai apar discuții, certuri, dar important este că reușim să trecem peste ele și să rămânem uniți, a dezvăluit Iancu Sterp în vlogul de pe YouTube, conform revistei Viva.